Gogoși, mere glazurate, porumb fier sau copt. Vânzătorii ambulanțe își caută nestingheriți clienți pe plajele aglomerate fără probleme. Cei mai mulți nu poartă nici măcar mască și mănuși de protecție. Plajele sunt pline nu numai de turiști, ci și de vânzătorii ambulanți, care vând porumb fier, zmeură, covriși, dar și alte alimente care stau cu orele în soare. Obligația operatorilor economici este însă de a nu permite desfășurarea activităților de comerț ambulant pe plajă. Unii turiști spun că și-au câte un porumb de poftă și cred că marfa e ținută în condiții destul de bune, alții nu se încumetă însă să cumpere de la vânzătorii ambulanți. Dacă din altă parte n-ai de unde, luăm și de la ei. Da? Cam tot timpul. Nu prea. Nu aveți încredere? Nu. Preferați să apelați la, nu știu, magazinele operatorilor de plajă? Da, de la magazine cumpărăm. De la magazin am luat. Deci nu aveți încredere să cumpărați de la vânzătorii ambulanți? Nu. Putem să spunem că nu avem încredere, dar mai bine preferăm de la magazin, că nici la magazin nu e 100% încredere. Dar ce să facem? Dacă avem poftă, da, de la magazin. Să cumperi produse alimentare de la vânzătorii ambulanți de pe plajă reprezintă un risc, în principal din cauza faptului că nimeni nu știe în ce condiții sunt preparate gogoșile, plăcintele sau porumbul fiert. Nu garantăm nici pentru produsele pe care le cumpărăm în mod obișnuit de la organele abilitate, da, păi cele date de diversi distribuitori, care nu știm de unde le au, cum le-au preparat și în ce mod. Și atunci este bine ca să privim cum pic de reținere aceste alimente, indiferent cât ar fi de cald, de sete sau de foame. Riscul toxinfecțiilor alimentare este garantat aproape 100%, indiferent de proveniența lor, nu numai neapărat vis-a-vis de modul lor de preparare, ci și din cauza temperaturilor foarte ridicate. Operatorii de plajă sunt cei care nu trebuie să permită comerțul ambulant pe nisip. Dacă lumea n-ar cumpăra de la ei și s-ar deplasa puțin, să iasă pe faleză, să cumpere de la cei care plătesc o chirie sau sunt spațiile lor, plătesc taxe la stat. Noi îi scoatem, intră pe aici și scoatem, ies pe acolo, după aia intră, sunt foarte mulți. Bine, am văzut și poliția vine și face treaba, ea îi amentează, dar nu pot să scap de ei. Dacă, în primul rând, oamenii ar trebui să nu mai fie așa comod să cumpere de la ei și după aceea ușor ar dispărea. Că dacă nu-i cerere, nu o să mai existe nicio ofertă. Puține sunt însă plajele din Mamaia cu agenți de pază care îi alungă pe vânzătorii ambulanți.